E cald, nu? nu chiar așa de tare. Ieri am fost împreună cu soția la cumpărături, eram la Kaufland și acolo am întâlnit un frate și o soră dintr-o altă biserică, erau și ei la cumpărături, am salutat și când am ajuns la raionul de mezeluri, mi-a fost dat să-l văd pe fratele acela cu mâneca lui scurtă, făcea așa. Și zic, e rece, e rece. Zice, e rece, dar o las pe soția mea că ea e mai rezistentă să se ducă acolo între rafturi. Și mi-am zis, cât de diferiți suntem. Unora ne place rece, altora ne place cald. Însă celor car, cărora le e cald astăzi, vă îndemn să-mi magazinați căldură, că vine iarna. Vă va prinde bine la iarnă cel puțin, poate nu veți avea ocazia să vă plângeți de prea frig la iarnă. Dragii mei, un lucru este cert. În prezența lui Dumnezeu, Psalmul 23, care este atât de cunoscut nouă tuturor, ni se spune că El, păstorul cel bun, Domnul, printre alte lucruri pe care le face când îi binecuvântează pe ai Lui, zice așa, El îmi înviorează Sufletul. Mă rog Domnului ca, în ciuda căldurii pentru trupul nostru, El să învioreze sufletele noastre. Și Domnul o face cu bucurie dacă ne lăsăm sub binecuvântata lui păstorire. Dragii mei, a fost minunată părtășia noastră la cina Domnului, a fost minunată părtășia noastră la timpul de rugăciune, la timpul de laudă. Și vrem să rămânem lângă Sfântul Cuvânt al Domnului pentru momentele următoare. Îmi îngădui să vă întreb, sunteți bucuroși că sunteți ai Domnului? Amin. Amin. Și eu sunt bucuros că sunt al Lui. Dar Domnul acesta despre care noi învățăm mereu aici, ați încercat să vă faceți o imagine a Lui Dumnezeu? Să vă gândiți la El, cum este Dumnezeu pentru voi. Nu greșim dacă în această duminică dimineață încercăm să răspundem la această întrebare. Cum este Dumnezeu? L-a văzut cineva? Cum este El? Ce putem să spunem noi, credincioși, care ne împărtășim la cina Domnului? Ce putem să spunem despre Dumnezeu? Cum este El? Să îndrăznească cineva. Sfânt, foarte bine, sfânt este Domnul. Așa ne zice Scriptura. Altceva despre Domnul. A tot puternic. Cum mai este Domnul? Omniprezent. Aleluia! Cum mai este Domnul? Omniștient, le știe pe toate. Aleluia! Altceva. Știți dumneavoastră că Toată veșnicia vom sta lângă Domnul și ne vom minuna de ceea ce este El. Ce ziceți de asta? Și mereu, mereu vom descoperi lucruri noi despre Dumnezeul nostru. Pentru că Dumnezeul nostru este mare. Aș vrea să vă chem astăzi să ne oprim la un atribut al lui Dumnezeu despre care se vorbește rar. Și consider față în față cu dezideratul nostru pentru anul 2013 că e important să știm aceasta despre Dumnezeul nostru. 1 Timotei 1 cu 11. Haideți să avem pe ecran acest verset din 1 Timotei 1 cu 11. Care spune așa, potrivit cu Evanghelia Slavei, fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Cum e Dumnezeu? Fericit. V-ați gândit vreodată la asta? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu fericit. Și când zic fericit, zic bucuros. Și când zic bucuros, zic un Dumnezeu care este plin de emoția aceasta a bucuriei. Și când i-a făcut pe oameni, i-a capacitat și pe ei, pe oameni, să se poată bucura. Îmi place să predic astăzi despre un Dumnezeu care este fericit, care este bucuros. Știți de ce? Pentru că sunt prea mulți oameni care uită. Că Dumnezeu este un Dumnezeu fericit, că este un Dumnezeu bucuros. Știți, dumneavoastră că sunt oameni mulțumesc Domnului că nu se întâmplă în biserica noastră, dar mie mi-e dat să văd biserici și biserici și oameni din diferite biserici. Și pentru unii, Dumnezeu e așa un fel de polițist încruntat. Și cei ce vor să-i semene unui astfel de Dumnezeu îi vezi și prin biserici. Tot încruntați să vadă cine a greșit ceva și să facă cu degetul. Și așa fac cu degetul la copii, că îi sperie când sunt mici, așa fac cu degetul la tineri, de nu le mai vine tinerilor să se apropie, și așa mai departe. Ei bine, eu stau în fața dumneavoastră să proclam cu bucurie astăzi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bucuros. Amin. Trebuie să vă spun Că așa cum este Dumnezeul nostru, așa cum îl înțelegem pe Dumnezeu, așa suntem noi. Noi ne modelăm după Dumnezeul nostru. Și vreau să vă spun astăzi că viața noastră o trăim în funcție de ceea ce credem noi despre Dumnezeu. Dacă vrem să ne trăim viața plină de veselie, Trebuie să ne gândim că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu vesel. Și ne vom uita la asta astăzi în scriptură. Ați auzit poezia micuțului Denis? Zicea printre altele unul dintre versuri, dacă am reținut bine, Doamne, vreau un an, o zi, o lună, o săptămână cu voie bună și cu ascultare de tine. Asta e viața de credință. O viață trăită cu voie bună. Zic încă o dată, dacă sunt unii care sunt tot timpul cu ale lor corăbii necate, să nu credeți că e vina lui Dumnezeu? Sunt oameni care au ales să trăiască așa tot cu corăbiile necate. Alții aleg să trăiască tot tremurând. Alții aleg să trăiască încruntați, alții aleg să trăiască morocănoși, Alții aleg să trăiască în acreală, însă Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu acru, spun încă o dată, este un Dumnezeu bucuros. Și felul cum ne trăim viața ne responsabilizează. Vă rog să mă ascultați. Vreau să vă îndemn în această dimineață la veselie și la bucurie, pentru că nu-i nimeni mai fericit decât cei ce au ca Dumnezeu pe Dumnezeul lui Iacov. Așa spune psalmul ferice de cine are ca Dumnezeu pe Dumnezeul lui Iacov. Și viața noastră trebuie să fie plină de bucurie. Credeți că e drept să ne întreacă în bucurie cei ce se bucură în păcate trecătoare? Nu e drept. Drept este noi să fim plini de veselie, pentru că vesel este Dumnezeul nostru. Cândva, în vremuri de demult, era prezentată așa o ilustrație interesantă un boier, un mare boier, mergea cu trăsura, un nefericit boier, mergea cu trăsura, o trăsură închisă, știți cum erau trăsurile acelea închise? Vizitiu stătea afară pe capra trăsurii, el stătea înăuntru, era deștept, scrisese o carte și a aprins, era noapte și a aprins un opaiț din ăsta de seu, și își făcea un pic de lumină acolo în trăsura lui, și citea ceea ce scrisese Dumnealui. Și stătea în fumul acela și citea și era absorbit de el însuși și de deșteptăciunea lui. Pe capra trăsurii stătea vizitiul, care știți dumneavoastră, la trăsură nu-i ca la volan. Nu trebuie să stai tot timpul cu privirea înainte. Ăsta, că se uită cai înainte. Ăsta se uita pe cer, și de acolo, de pe capra trăsurii, se auzea murmurată cântarea O, Doamne mare, când privesc eu lumea! Și atunci te uiți pe același vehicul, trăsura aceea, doi oameni. Unul care trăiește în fum, în întuneric, bucurându-se doar de el însuși, uitându-se doar la el însuși, și altul care stă și se uită în sus, și laudă pe marele Dumnezeu care a făcut toate spre bucuria lui. Observați ce diferență este între oameni. Viața în foarte mare măsură ne o facem noi. Le spun tinerilor care vin la consiliere premaritală, celor ce se pregătesc pentru căsătorie, le spun fericirea atârnă în proporție de 90% de voi. De felul cum știți, să vă fericiți unul pe celălalt. Viața, vă spun dumneavoastră, astăzi depinde în proporție foarte mare de felul cum alegem să o trăim. Și vă chem astăzi, în numele Domnului, să alegem să ne trăim viața cu bucurie. Scumpii mei, în anul acesta ne-am propus să trăim cum a trăit Isus. Ce ziceți? Cum a fost Isus? A fost Isus vesel? Sau nu? Poate că veți răspunde în cor, auzind tema predicii de astăzi, veți răspunde în cor, da. Să știți că a fost în 2012, a fost un studiu făcut, mi-a fost dat să-l găsesc pe internet, un studiu în jurul acestei întrebări, a fost Isus vesel sau nu a fost vesel? Și interesant, răspunsul la acest studiu venea diferit de la oameni diferiți. Erau oameni care spuneau, da, Isus a fost o persoană foarte veselă. Alții spuneau, nu, Isus a fost foarte necăjit. Alții spuneau, Isus a fost frământat de povara pe care trebuia să o poarte. Asta mă face să înțeleg că în percepția noastră a oamenilor, Isus poate să pară diferit. Însă vă întreb eu pe dumneavoastră, care dintre dumneavoastră ați prefera când sunteți invitați la o nuntă, mai ales acum că la anunț se programează cine cu cine să stea. Ați văzut probabil că se pune, stai obligatoriu lângă cutare sau lângă cutare. Care dintre dumneavoastră v-ați simțit bine la o nuntă unde sunteți chemați să fiți așezați lângă un om acru? Și trebuie să stați acolo câteva ceasuri. Și el e acru și nu vorbește cu nimeni, bați mai și aruncă câte o privire așa aspră și dură. V-ar plăcea la așa o nuntă? Nici mie. Știți dumneavoastră că lângă Domnul le-a plăcut tuturor oamenilor să stea lângă el. Poate vi se pare ciudat. Domnul a fost prezent la ospăți în casa lui Levi. Și ei s-au adunat acolo să petreacă. Ce vom zice noi? A intrat Domnul acolo și dintr-o dată s-a făcut s-au desumflat toți și au stat aici e domnul. Eu cred că ospățul a fost o Și domnul a fost între ei și ei s-au bucurat împreună cu domnul. însă nu uitați ce vă spun. Domnul și-a trăit viața frumos, dar fără păcat, fără păcat. Poți să fii un om vesel și să nu păcătuiești. Sau să-ți se pare câteodată că ești vesel și să păcătuiești la grămadă. Dragii mei, vă vorbesc astăzi despre un Dumnezeu bucuros. Domnul Isus Hristos a fost un om în compania cărora le-a plăcut oamenilor să stea. Să știți că e o frământare a mea de ceva vreme când am văzut că păcătoșii trăgeau la Domnul, trăgeau spre El. Vameși, prostituate, trăgeau spre Domnul, le plăcea. Și mi-am pus întrebarea aceasta și trebuie să vă mărturisesc că mă frământă. Doamne, de ce nu trag oamenii păcătoși în aceeași măsură spre biserică unde este prezent Hristos? Oare nu cumva avem o problemă? Dragii mei, vreau să vă chem în numele Domnului Isus Hristos să înțelegem ce ne învață Scriptura. Domnul Isus Hristos, cel căruia vrem să-i semănăm, spunea într-un context anume, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând, nici bând, și a zis despre el lucrurile urâte. A venit Fiul omului mâncând și bând, cu voi, bucurându-se împreună cu voi. Și ziceți că bai iarăși nu vă place. Însă ceea ce merită a fi subliniat este că Isus, cel cu care vrem să ne asemănăm noi, a fost un om vesel, un om care i-a atras în jurul lui. Asta nu înseamnă că n-a plâns Domnul, a plâns. Însă Scriptura ne spune în epistola către evrei că Domnul și-a trăit viața sub semnul bucuriei care era pusă înainte. Adică ce înseamnă asta? a trăit o viață în care a urmărit ținta aceasta a bucuriei care era pusă înainte. Frații și surori, ne lovim de greutăți, ne lovim de încercări, dar asta nu înseamnă că e normal ca încercările și greutățile să ne spună nouă cât să ne bucurăm și cât să nu ne bucurăm. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a ne bucura. Ați văzut dumneavoastră copiii aceia nou născuți, minunile acelea ale lui Dumnezeu? Când vezi copilașul acela atâta de trei zile sau de patru zile, doarme și în somn îl vezi că face un zâmbet larg, că e vesel, de ce credeți că se bucură asta? Gândiți-vă la cel ce l-a făcut. Gândiți-vă la Cel ce l-a făcut. Dumnezeu ne-a dat capacitatea aceasta să ne bucurăm, și îmi pare rău că în cultura noastră, în cultura noastră românească, asta care îi zicem noi, suntem creștini de 2000 de ani, ne-am obișnuit să credem că atunci când e vorba despre creștinism, înțelegem o solemnitate absolută și cred că în creștinism trebuie să fie solemnitate. Însă unii sunt mai mult lemnitate, adică înțelegeți jocul de cuvinte. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni care înțelegem că sunt vremuri ale bucuriei. Și zic încă o dată, noi toți avem câte mii de motive, cum e cântarea aia, zece mii de motive, să fim bucuroși. Avem 10.000 de motive și mai mult, cu plus, ca să fim bucuroși. Ori, scumpii mei, haideți să înțelegem că, până la urmă, tot ce înseamnă viața de credință este legat de bucurie. De ce îl slujim noi pe Domnul cu nădejdea că la capătul vieții vine mântuirea? Știți ce e mântuirea din perspectiva lui Dumnezeu? Ajungem la capăt, vă pun înainte pilda talanților. Știți cum îi răsplătește Domnul pe cei ce au lucrat pentru el? În pilda talanților spune așa, intră în bucuria stăpânului tău. Adică stăpânul are bucurie. Intră în bucuria stăpânului tău. Dragii mei, este important dar să înțelegem că noi care vrem mântuirea, trebuie să înțelegem că Domnul compară mântuirea, există pilde în Scriptură, cu împăratul care a dat o spăț la capăt. E veselia, e o spățul, e bucuria. De aceea este important să înțelegem fiecare dintre noi că viața de credință ne-a fost dată să o trăim cu multă bucurie. Nu cu bucuria păcatului, și cu bucuria Domnului. Să știți că Dumnezeu e bucuros și îi place lui Dumnezeu să creeze bucurie. Să știți asta. N-ați auzit expresia aceasta, vin unii de la biserică și spun așa, ne-am bucurat, frate, astăzi. Lui Dumnezeu îi place să creeze bucuria. Știți că atunci când Dumnezeu a creat cerurile, pământul, universul, Iov, capitolul 38, cu versetul 7. Ia uitați-vă ce se întâmpla la creație. Încerc să-mi imaginez. Iertați-mă că îmi dau frâul liber imaginației. Cred că Dumnezeu zicea să fie steaua acolo, să fie constelația asta dincolo. Și uitați-vă ce zice. Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiului lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Asta a fost creația. Adică parcă îl văd pe Dumnezeu că zicea, ia uitați-vă acum ce se întâmplă acolo, constelația aceea. Și fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de bucurie. Lui Dumnezeu îi place să provoace bucuria. De aceea aș vrea să știți, ne adunăm la oaltă în casa lui Dumnezeu și ne stă bine aici să ne bucurăm în Domnul. Lui Dumnezeu îi place să ne facă bucurii. Chiar săptămâna aceasta vorbeam cu doi tineri care se vor căsători în săptămânile următoare și îmi spunea fata viitoarea mireasă, zicea așa, nunta va fi chiar de ziua mea. Și am zis, a, frumos, dar zis, să vă spun numai, frate, eu de mult tot mi-am dorit, n-a -a zis că s-a rugat, zice, tot mi-am dorit așa când mă voi căsători, să mă căsătoresc de ziua mea. Și zice, când ne-am cunoscut, ne-am dus, am căutat sală, s-a găsit sală, s-a găsit cadru, s-a găsit totul și totul este pregătit și de ziua mea. Și atunci a trebuit să-i aduc aminte versetul acela care zice, El, Domnul, împlinește dorințele celor ce se tem de El. Până și dorințele. Nerostite uneori. Ce sunt toate acestea? Lui Dumnezeu îi place să ne facă bucurii. Dar dacă noi suntem așa de evlavioși încât zicem nu, noi nu vrem să ne bucurăm. Creșim amarnic, dragii mei. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al bucuriei. Dar haideți să ne punem în această zi întrebarea. Ce îl face pe Dumnezeu bucuros? Ce îl face pe Dumnezeu bucuros? Trebuie să vă spun... Un lucru pe care îl subliniază bine Scriptura și este reafirmat în manualele de teologie. Dumnezeu își este suficient sieși. El nu depinde de lucruri din exterior. Ca să se bucure, El nu depinde de ceva din exterior. Și totuși Dumnezeu alege să se bucure de lucruri din exterior. Dacă vreți, Scriptura ne lasă să înțelegem că El, Dumnezeu, se bucură de ceea ce a creat. N-am să insist asupra acestui aspect. Dumnezeu de asemenea se bucură în cadrul Sfintei Trăim. Dumnezeu de asemenea ne lasă Scriptura să înțelegem că se bucură de oamenii care fac voia Lui aici pe pământ. Însă, haideți să încercăm să înțelegem care e adevărata bucurie, bucuria esențială a Lui Dumnezeu. În ce constă bucuria esențială a lui Dumnezeu? Și vă aduc aminte că probabil la începutul anului acestuia, față în față cu dezideratul nostru, era sărbătoarea botezului Domnului Iisus Hristos. Și atunci am subliniat într-o predică faptul că este scris în Scriptură așa. Că Domnul Dumnezeu a deschis cerul când s-a botezat Domnul Iisus Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel și din ceruri s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Toată plăcerea lui Dumnezeu este în fiul său Isus Hristos Domnul. Și atunci, căutând să răspundem la întrebarea ce îl face pe Dumnezeu bucuros, Vom înțelege că pe Dumnezeu îl face bucuros Fiul Său și tot ceea ce face Fiul Său. Dar pe noi, cine ne-a mântuit? Tot Fiul Său. Aleluia. Deci ce îl bucură pe Dumnezeu? Îl bucură Fiul și lucrarea Lui. Și dacă vreți, aceasta este ecuația Evangheliei. Evanghelia este Hristos plus lucrarea Sa plus nimic altceva. Hristos și lucrarea sa. Asta este evanghelia. Și asta îl bucură pe Dumnezeu. Hristos și lucrarea sa. Și atunci, dragii mei, se pune întrebarea așa. Dumnezeu e un Dumnezeu bucuros. Ce am putea face noi ca și noi să fim obiect al bucuriei lui Dumnezeu? Ce am putea să facem? dacă toată plăcerea lui este în fiul său. Ce am putea face ca Dumnezeu să se bucure de noi? Pentru că, să vă spun cinstit, eu aș vrea ca Dumnezeu să se poată bucura de mine. nu așa că vreți asta? Știți ce trebuie să ne asigurăm noi? Că cel în care Dumnezeu își găsește toată plăcerea, este în noi. Nu mai trăiesc eu, scrie apostolul, ci Hristos trăiește în mine. Aici este cheia. Să trăiești nu viața ta, nu o viață mânată de firea pământească, ci să trăiești o viață pe care de fapt Hristos o trăiește în tine. Și atunci noi și ne putem să devenim motiv de bucurie pentru Domnul. Când Hristos locuiește și trăiește în noi, știți ce se întâmplă? Noi vom manifesta caracterul lui Hristos, noi vom manifesta ascultarea lui Hristos, noi vom manifesta iubirea lui Hristos. Nu avem noi cântarea aia, frate Dani, care zice, aș vrea Iisuse scump să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ. Aceasta este o dorință a oamenilor care înțeleg că sursa bucuriei lui Dumnezeu este Hristos și oamenii care capătă chipul lui Hristos. Și iarăși vă amintesc și cu această ocazie lucrurile pe care le-a spus Dumnezeu când l-a creat pe om. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Atenție! Chipul lui Dumnezeu în om nu-l face omul. Mai zic o dată. Nu omul își poate pune chipul lui Dumnezeu în el. Când omul încearcă să-și pună chipul lui Dumnezeu, omul își pune măști. Și nu-i nevoie de măști, pentru că Dumnezeu vede dincolo de măști, Dumnezeu vede inima, cercetează rărunchii, spune Scriptura. Însă cel ce face ca omul să poarte chipul lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși prin Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun că noi putem fi motiv de bucurie pentru Domnul când îl lăsăm pe Hristos să locuiască în noi, când Hristos strălucește pe fața noastră, când Hristos strălucește în caracterul nostru, în ascultarea noastră, în umblarea noastră, în viața noastră. Și vreau să știți ceva, frați și surori. Cu cât ne asemănăm mai mult cu Hristos, cu atât facem mai multă bucurie lui Dumnezeu. Le spuneam tinerilor în tabără că îmi imaginez ziua aceea mare, când Dumnezeu îi va lua la el pe răscumpărații săi, Cerul întreg va fi în sărbătoare și vor veni rând pe rând oameni de pe pământ. Și vor sta îngerii grămadă și vor zice, uite ăsta ce bine seamănă cu Hristos. Uite ce bine seamănă cu Hristos. Se vor bucura și se vor uita la celălalt și vor zice, și ăsta uite ce poartă chipul lui Hristos. Și în ăsta se vede chipul lui Hristos. Acesta este scopul pe care îl avem în trăirea noastră pe pământ? să lăsăm pe Hristos să lucreze în noi chip dumnezeiesc să fim purtători ai chipului lui Dumnezeu aici pe pământ. Și vreau să vă spun că Dumnezeu este interesat să facă oameni după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu de-abia așteaptă să vadă oameni care doresc asta. Oameni care spun, Doamne Iisuse Hristoase, vină să locuiești în viața mea, umple în viața cu tine, să nu mai fiu văzut eu, ci să fii văzut Tu, Hristoase Dumnezeule. Să vă dau un exemplu din scriptură, ca să înțelegeți de ce se bucură Dumnezeu când caracterul Lui este văzut într-un om. Pe paginile Sfintelor Scripturi este prezentat un om cu numele Iov. Dacă ne vom uita la începutul cărții Iov, chiar primul verset din această carte, capitolul 1 cu primul verset zice așa, era în țara Uți un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană, știți cum e Dumnezeu? Fără prihană. Curat la suflet, știți cum e Dumnezeu? Curat. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău, știți cum e Dumnezeu? El nu poate suferi răul. Și iată-l pe Iov, unul care semăna cu Dumnezeu. Și zice Scriptura că fiul lui Dumnezeu s-au adunat și a venit și satana. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care se bucură și împărtășește bucuria cu alții. Tocmai săptămâna trecută predicam despre împărtășirea bucuriei lui Dumnezeu din pilda aceea cu bănuții, cu bănuții pe care avea femeia și când s-a găsit bănuțul acela a fost mare bucurie și a chemat vecinele și s-a bucurat împreună cu ele. Ori, dragii mei, Dumnezeu își împărtășește bucuria. În cazul lui Iov, se uita la Iov și se bucura de Iov. Și a adunat Dumnezeu pe cei pe care i-a făcut fiul lui Dumnezeu, erau acolo și Dumnezeu a zis, ați văzut? S-a uitat, l-a văzut pe satana, satana a zis, vin de la cutreierarea pământului. Și uitați-vă, mai lasă versetul. Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu Iov? De asta mă bucur, nu? Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abată de la rău. De ăștia se bucură Dumnezeu. De astfel de oameni se bucură Dumnezeu. Ei sunt sursa bucuriei pentru Dumnezeu. Dar credeți că satan e mulțumit cu asta? Știți ce spune Scriptura? A zis, Doamne, îți măște astea. Cam asta a vrut să zică. Te slujește și pare el a fi credincios, dar nu e până în măduvă credincioșie. Ia dacă i-ai luat ce are și atunci ai vedea tu cine este El în măduva Lui, în inima Lui. Atunci ai să vezi dacă iei ce are. Și Dumnezeu a zis, uite, îți îngădui să iei. Și au venit ispitele peste Iov. I-au fost luate averile. Cu siguranță a suferit Iov. I-au fost luați copiii. Cu siguranță a suferit Iov. I-a fost luată sănătatea, cu siguranță a suferit Iov. Însă, fiți atenți la omul acesta. Îi vine ispita, adică vine satan prin chiar soția lui și spune, nu mai ai nimic, nu mai ai niciun motiv să-L slujești pe Dumnezeu acum. Acum chiar nu mai ai niciun motiv. Vorbea satana prin ea, blastă-mă-L pe Dumnezeu și mori. Parcă îl văd pe Iov tresărind și a zis, vorbești ca o femeie nebună. Și atunci face el afirmația aceasta, ce primim de la Dumnezeu, binele și să nu primim și răul, în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Și atunci Iov a făcut afirmația aceasta și a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Știți ce înțeleg de aici? Că Iov a continuat să rămână sursă de bucurie pentru Dumnezeu. Și-a păstrat chipul dumnezeiesc în el. Dumnezeu trăia în el, în Iov. Și-a păstrat chipul acesta dumnezeiesc. Și satan a fost făcut de rușine. Știți că suntem supuși acelorași încercări? Poate la altă scară, la alte dimensiuni. Dar și astăzi Dumnezeu se laudă cu oamenii care poartă chipul lui Hristos în ei pe acest pământ. Astăzi Dumnezeu se laudă cu oameni care sunt hotărâți să trăiască cum a trăit Isus. Și cu siguranță Dumnezeu zice, ai văzut pe robul meu cutare? Pe Ionescu, pe Popescu, pe Alexandru, pe cutare, l-ai văzut? Cum se abată de la rău? L-ai văzut cum trăiește în neprihănire? Dumnezeu se laudă și același satan care încă e dezlegat, vine să încerce pe copiii Domnului. Însă, dragii mei, noi avem un model pe paginile Sfintelor Scripturi și modelul nostru este cel cu care vrem să semănăm, Hristos. Știți că a venit în momente de criză, a venit Satan la Domnul Isus Hristos în pustie, acolo unde a postit 40 de zile. A venit în momentele acelea și a vrut să demonstreze încă o dată lui Dumnezeu că pentru om, slujirea este doar o chestiune de fațadă și că nu este nimeni pătruns până în măduvă de iubirea de Dumnezeu și de ascultarea de Dumnezeu și de bucuria de a fi al lui Dumnezeu. Însă, Domnul Isus Hristos, știți ce spune scriptura? Față în față cu toate aceste ispite a ieșit biruitor. Știți ce a făcut prin asta? Bucurie Tatălui. Dragii mei, aș vrea să înțelegeți ceva astăzi. Noi vrem să trăim cum a trăit Isus, așa -i? Vrem asta, Doamne ajută-ne. Însă vreau să înțelegem ceva. A trăi cum a trăit Isus. nu e o corvodă. Nu e o corvodă pe care o facem, vai ce complicat e. Și astăzi trebuie să mă abțin de la, și astăzi trebuie să mă abțin de la. Ce a trăit cum a trăit Isus înseamnă a căuta cu toată bucuria să-i lui. Cu toată bucuria. Vorbim despre un Dumnezeu bucuros. El vrea ca noi să fim bucuroși. Ori, scumpii mei, haideți să înțelegem fiecare dintre noi în această duminică dimineața. Să înțelegem fiecare dintre noi că voia lui Dumnezeu pentru noi este să ne trăim viața de credință cu bucurie. N-ați văzut dumneavoastră copii care cu bucurie se silesc să semene cu tata lor, că e băiat și vrea să fie bărbat. Și cu atâta bucurie îl vezi că se străduiește să... Lucram cu copii cu ani mulți în urmă și nu știu de ce aveam obiceiul ăsta, mai avem ticuri, de toate felurile avem ticuri. Și eram obișnuit când vorbeam cu ei să stau așa cu mâinile la spate. Și așa le vorbeam la copii și îi învățam de Scriptură, dar îmi țineam mâinile așa. Foarte ușor obișnuință obișnuința pătrunde în noi. Și la un moment dat, peste ceva vreme, am provocat copiii și am zis, acum voi trebuie să țineți lecția. Și am ales dintre ei pe unul, îmi vine în minte numele lui și acum Marius era numele lui, am ales, tu pregătești pentru duminica viitoare lecția. A pregătit copilul lecția, și primul lucru pe care l-a făcut, când a ieșit în față, și-a pus mâinile la spate, și am văzut că începe să le povestească la ceilalți. Și am zis, Doamne. Dar nu o făcea ca pe o corvoadă, o făcea cu bucuria de a fi ca fratele Nelu. Am râs atunci de mine și am râs de el. Și am zis, O, oh, Doamne, ce repede ne facem modele pentru cineva. Ori, scumpii mei, vreau să înțelegem că al imita pe Hristos, a vrea să fii ca și Cristos, este un obiectiv pentru orice om care vrea fericirea și mântuirea, dar aceasta se face cu bucurie. Dumnezeul nostru e bucuros. Ce-ar fi să te apropii de Dumnezeul cel bucuros și tot gemând și amărât, să zici, oh, eu mă străduiesc pe calea asta, când tu ai ajutor pe Duhul Sfânt, când Domnul locuiește în tine, când tu nu trebuie decât să lași pe Hristos să trăiască în tine. Scumpii mei, vestea bună pe care o am astăzi este că Dumnezeu ne vrea bucuroși. Ce ne face pe noi bucuroși? Haideți să fim cinstiți, nu farisei. Ce ne face pe noi bucuroși? Câteodată lucrurile, nu? Când reușim să achiziționăm un lucru, un obiect oarecare pe care ne-l-am dorit, iar arătam fratelui Abel mai înainte aici un bilet pe care l-am primit. Asta era cineva care a scris cu bucuria lui Dumnezeu în inimă. A scris așa la ora de rugăciune Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că de trei zile mi-e plină inima de bucurie și de fericire. Și-a zis aleluia. Ce frumos. Ori, dragii mei, haideți să înțelegem fiecare dintre noi astăzi câteodată pe noi, oamenii, anumite lucruri ne fac bucuroși anumite relații ne fac bucuroși când cineva, un tânăr sau o tânără, își găsește perechea. Oh, ce bucurie mare! Dumnezeu nu o sândește micuțele noastre bucurii, astea cu B mic, nu le o dește. Dumnezeu vrea să fim bucuroși câteodată de lucruri, câteodată de realizări, câteodată de performanțe, dar atenție! Toate bucuriile astea cu B mic trebuie legate de bucuria cu B mare. Ferice de omul care zice, mulțumesc Domnului că mi-a dat bucuria de a avea un telefon nou. Mulțumesc Domnului pentru el. Mulțumesc Domnului că mi-a scos înainte partenerul de viață potrivit. Mulțumesc Domnului! Ce frumos este lucrul acesta, n-am să uit niciodată cu, cu ani în urmă. L-am auzit pe un frate, de ce să nu vă spun? Era fratele care a predicat cu vreo două, trei săptămâni aici. Fratele Corneliu Mihail a venit din Statele Unite. Mă aduc aminte, eram tineri noi și uh, aveam momente de mărturii, momente de părtășie. Și nu-l uit pe fratele Corneliu Mihailă când zicea așa, așa de frumos a zis. Mi-a fost drag și a rămas întipărit în mintea mea. A zis, Dumnezeu mi-a dat harul să mă nasc într-o familie binecuvântată. Cine era acolo? Domnul. După aceea, zicea, la școală, Dumnezeu mi-a dat harul și puterea să pot să învăț bine. Dar, iarăși, Domnul. Observați? După aceea, Dumnezeu m-a ajutat să intru la un liceu bun. Domnul! Dumnezeu m-a ajutat să fac o facultate bună. Domnul! Și m-am uitat și am zis, uite la omul ăsta, toate sunt legate de domnul, 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 domnul. Se bucura de facultate, se bucura de liceu, se bucura de tot ceea ce a pregătit Dumnezeu, dar știa că sursa acestor micuțe bucurii este cel ce este marea bucurie, adică domnul. Aici e cheia, dragii mei. Veniți să înțelegem că Dumnezeul nostru vrea să ne bucurăm, să ne bucurăm, să ne trăim viața în bucurie. Și noi trebuie să fim căutători ai bucuriei, dar nu ai bucuriei păcătoase. Și trebuie să căutăm bucuria care îl face pe Domnul Stăpân al vieții noastre. Dumnezeu ne vrea bucuroși. cu 4,4 Ia uitați-vă ce spune aici Scriptura. Filipen 4 cu 4. Haideți să citim toți cu voce tare. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Nu-i har mai mare, pocăiților. Nu-i har mai mare decât să știi că ești al Domnului. Uitați-vă ce spune Psalmul 16 cu versetul 11. Uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 16, versetul 11. Îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale. Și eu zic, Doamne, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. E bine cu Domnul. E veselie în prezența Domnului. când ne în întristările, aș vrea să știu că acelea sunt zile de excepție în viața noastră. Când ne în necazurile, aș vrea să știu că acelea sunt zile de excepție. Nu să ne trăim viața mereu cu aceste corăbii necate. Nu! Avem un Dumnezeu mare! Aleluia! Scopul lui Dumnezeu este să ne facă bucuroși, mai zic o dată, Ioan 15 cu 11, ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. E metafora Domnului cu vița. Și spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Când e bucuria voastră deplină, nu șchiopă, deplină când e? Când bucuria Domnului este în noi. Este nemia cuvântul care zice bucuria Domnului este tăria voastră. Ia uitați-vă la Domnul în Ioan 17 cu 13 cum se roagă, în rugăciunea lui de mare preot în Ioan 17 cu 13 spune așa: Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Ce ziceți că n-a fost Domnul Isus bucuros? Nu vedeți că el tot vorbește despre bucuria mea, bucuria mea, bucuria mea? Chiar vrea cineva să zică despre Domnul Isus că n-a fost bucuros? Uitați-vă că în repetate rânduri Domnul spune bucuria mea, bucuria mea, bucuria mea. Dragii mei, haideți să ne mai punem o întrebare. O întrebare care să rămână ca o temă de casă pentru noi. Ce bucurie. Îi voi face Domnului astăzi? Doamne, ce bucurie îți fac astăzi? Da, luni, ce bucurie am propus să-ți fac? Da, marți, ce bucurie am propus să-ți fac? Și aș putea să vă dau exemple de bucurii pe care le putem face Domnului. Prin ce? Nu prin faptele noastre, repet, faptele noastre rămân niște măști, ci lăsându-l pe Hristos să trăiască noi. Și ne uităm la Hristos și îl vedem că pentru el a fost o bucurie să se dăruiască. Dacă noi ne vom dărui în numele lui, dacă îl lăsăm pe el să trăiască noi și ne vom dărui, nu e așa că e bucurie? Dacă, de exemplu, vom căuta pacea cu cei din jurul nostru, nu e asta o trăsătură a caracterului dumnezeiesc? Și sigur, lucrurile se pot duce mai departe. Dragii mei, vreau să vă spun, o pilda a mântuirii, o frumoasă pilda a mântuirii. Este pilda fiului risipitor. Numai acum câteva duminici am predicat din pilda fiului risipitor, dar de data aceea am predicat despre anturaje. Pilda fiului risipitor, momentul de apogeu al acestei pilde, știți care este? A întors păcătosul acasă. A vrut să nu mai trăiască el să nu mai trăiască cum vrea el, ci știți cum s-a propus să trăiască? Ca un argat al tatălui, așa s-a întors acasă, hotărât să asculte de tata că ăștia sunt argații, ascultă de șeful în toate lucrurile. Și a venit hotărât să nu mai trăiască el, ci să trăiască tatăl în el, să trăiască tatăl, voia lui să se facă în el. Și a venit acasă, spășit și pocăit, și când s-a întors, Zice Scriptura, tatăl i-a fugit înainte, l-a îmbrățișat și câteva lucruri a rostit tatăl atunci. Lucruri care aveau în vedere schimbarea lui. Dați-i haină, dați-i inel, dați-i încălțăminte, dar mai zis tatăl ceva. Și zic aleluia, că sunt emoționat când mă gândesc la ce a mai zis tatăl. Tăiați vițelul cel îngrășat și știți ce am mai zis? Să mâncăm și să, și să ne înveselim. Vedeți ce îi face bucurie lui Dumnezeu, Tatălui? Când noi nu mai vrem să trăim noi, ci să-L lăsăm pe Domnul să trăiască în noi. Asta îi face bucurie Tatălui. Și vreau să încheiem cu un verset. Cefania, capitolul 3, Versetul 17. Ia uitați-vă ce spune aici Domnul despre oameni din categoria noastră care vrem să trăim cum a trăit Isus. O aleluia! Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău. Credeți asta că Domnul este între noi? Amin. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu cea, cu mare bucurie va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Pentru care tine? Pentru tine care alegi să trăiești cum a trăit Isus. Pentru tine care zici, aș vrea Isus să să fiu ca tine în pribăgia mea pe acest pământ, de atâtea ori când grea ispita vine, să prin sfântul tău cuvânt, de tine se va bucura Domnul și nu va mai putea de veselie. Vedeți? Adică plin de veselie. Nu știu cum să vă spun, dar că, când mă gândesc la noi oamenii, vă exclud pe dumneavoastră, mă gândesc la mine, gâza asta de om. Mărunt și nensemnat, un, un fir de praf pe această planetă, mică și ea în comparație cu Universul. Și să citesc în Scriptură că Domnul poate să se bucure de mine. Dacă eu aleg să trăiesc cum a trăit Isus, ăsta e un har. Ăsta e un har. Noi putem să-i facem bucurie Domnului și să știi că stăpânul imensului univers se oprește și se uită și zice nu mai pot de bucurie din cauza că acolo la poarta cerului sunt câțiva oameni care nu mai vor să trăiască în ei, ei înșiși, ci vor să-L lase pe Hristos să trăiască în ei. Și așa cum m-am uitat spre Hristos și am zis, în tine îmi găsesc toată plăcerea, așa să mă uit spre ei, să văd în ei pe Hristos și să zic în ei îmi găsesc toată plăcerea. Oh, ce mare har! Să putem noi să fim bucurie pentru Domnul. Veniți să ne ridicăm înaintea Lui. Veniți să cântăm înaintea Domnului. Și apoi rugându-ne Domnului să zicem, Doamne, ajută-ne să fim ca tine, să trăim frumos, să te onorăm prin trăirea noastră, prin viața noastră și prin umblarea noastră. Amin.